Să vă ce este. Îmi pare foarte bine că am ajuns aici la Craiova pentru rege și dacă era să fi fost o problemă frumoasă, putea să-l avem în statul român ca să ne conducă țara. Dar cine nu l-a lăsat? Poftiți? Cine nu l-a lăsat să ne conducă țara? Adică regele să fi rămas cu noi aceia ca fiecare. Păi și de ce n-a rămas? Păi de ce n-a rămas? Toți ne ducem acolo în statul dânsul. Deci, condoleanțe. Și să-i fie țărână ușă, cum se spune la noi, la Oltin. Bagă, bagă, nu mai bine. Cu ce gânduri ați venit? Cu gândul de a depune coroane de flori la fostul nostru ultim rege. Dânsul a fost pentru țară. Ultimul mareșal, pregătit, băiat pregătit, s-a investit în el. Și nu ne-a făcut de râs. Pentru rege, n-am venit pentru statul paralel. Aia când o fi, aia e altă treabă. Deci, dacă e nevoie, venim și acolo, sigur că da. Cu rege. Ce partidul? Ce? Obligă. Ne-am strâns aici aproximativ 8.000 de persoane pentru a aduce un chios mare de acestă zisoare. Asta e un magiu începutură în cine. Mă duc să rău unchi o lumânare, că s-a ținut cu mama. Dacă ăștia au fost nenorociți, dacă îi dădea drumul ăsta Iliescu să intre atunci în țară, poate nu-i o ducea mai bine. Iliescu, dacă s-ar mai naște un al doilea Iliescu ar fi bine, dar nu se mai naște. Al doilea, ca om politic. Că vorbesc ăștia, papagalii ăștia care n-au bătut un cui în gardul țării, ăștia n-a bătut unul. Păi cine nu l-a lăsat la pe aeroport să vină în țară? Nu Iliescu? Păi la nivel înalt. La nivel înalt. Și prin comemorarea asta vrea să dovedească că și ei poate să iasă în stradă și să facă ce fac ceilalți. Venire de drag și de poză, venire să, ca o pocăință poate, venire ca o mustare de conștiință, că spiritul călăuzitor al Iliescu îi urmărește pe toți și poate spală păcatele. Nu trebuie să vină, că ei nu sunt, de calitatea regelui. Regele n-a fost presenit. Ia ziceți un pronostic, hă? Hă? 4-3-0. 4-2 face, bă.